văzut, vacanța de 2 luni s-a finisat. Vă promit că am să fiu alături de voi, dar cu ce încep eu? Cu modul de viață și un nivel sănătos. Nu știu ce s-a întâmplat, pare mi se că mă iubește cineva noaptea munț în țar sau poate să fie metoda, să fie metoda de alarmă că am mâncat foarte multe mâncăruri gustoase și nesuficiente pentru organismul meu. Deci, mă reîntorcând acasă, vreau să mă împart cu voi cu o rețetă magică care sunt mândră și m-a ajutat cu dezblocarea, detoxifierea colonului. Ajungând la vârsta de 50 și făcând testamentul de 5 ani pe singur însuși, am văzut rezultate foarte mari. Nu sunt povesti, nu este reclamă, dar vreau să mă împart cu experiența mea. Întrebând când eram mai tânără și vedeam că avem dureri de cap foarte mari, până la migrene erau și mi-au țăs și mâna, începeam să dau alarma, știți, la medici. Medicii au verificat și colonoscopie și multe obstacole care nu am găsit nici un rezultat pozitiv sau tableta magică. O așteptam, că eram mai tinerică. Apoi, ajungând la vârsta de 40, înțelegând că eu sunt singurul doctorul și trebuie să mă ajut. Trebuie să mă ajut cu ce? Am încercat cu diferite prafuri, cumpăram chiar și iarba, o cumpăram și am urmat și totuși am văzut succese. Am luat spirulina și în pastile și în spirulina am luat-o și în praf. Mi era foarte greu să o urmez, dar am urmat-o cu vomitări dimineața, dar asta au fost lucrurile care am început să lupt. Pentru că când întrebam, erau diferite sfaturi și nu mă ajuta. Nu mă ajuta absolut nimic. Chiar când dau să vă spun din practica mea, când am dat să mă duc să văd ce e cu colonul meu, am încercat să dau alarma pentru că am înțeles că nu căutam să fiu frumusețe, de acum înțelegeam sănătatea este la jumătate și trebuie să fac ceva. Mi-a spus că să urmeze sare de asta care Epsom salt, magnezium, da, sare. Am urmat sare, am urmat chefirul care nu niciodată nu-l beiam și prunii uscate, nu știu ce, nu m-a dezblocat absolut nimic. Când m-a zis medic, cu voce aspră, a spus că n-ai făcut nimic. Spunându-i că am făcut ceva și credeți-mă, am băut cu propria forță și nu știu dacă m-au crezut. Au făcut testul de ce că am plătit, că eram la număr și am achitat. Dar am văzut, după înfățișarea medicilor, că erau indignați de ceea ce nu-i plăcut terapia, dar știți așa mai repede, treci bine, e tot normal. Mă întrebam, am venit la medic să mă ajut, pentru că noi așteptam medicul să ne deie pastila magică. Și cum v-am spus, mă întorc iară la acești 5 ani, următorii ani, care am spus că făcând prin exerciții, care când mă ajutau, când nu mă ajutau, am început să urmez pastile de migrene foarte puternice și am înțeles că devin dependentă de ele. De aceea am pus alarma în mintea mea că trebuie să fiu deșteaptă și să fac ceva. Și nu numai eu. Nu numai eu sunt competentă de a mă ajuta.
Trec la tema, la bucătăria noastră, sunt produsele simple, ieftine și ajutătoare. Pe globul nostru pământesc este format toate plantele, este așa format sistema, chiar și un animal cum se mănâncă pe altul sau o plantă se crește sau vântul se duce și le aduce, polinizarea sau cum anul acesta în Croația, o doamnă spune, unde am stat, spune că e are copac de kiwi feminin, dar nu face fructul până la 15 km este distanța că kiwi masculin duce nu știu cum polonizarea asta și nici o albină. Eu întrebam, zic, cum, că credem că albinele fac polonizarea? Zice, nu, trebuie să fie un copac masculin prin împrejur, prin regiunea aceasta și chiar până la distanța aceea departe, ei se polonizează. De ce vreau să mă întorc și în mintea noastră o leucțică, cât e natura asta de puternică, cât noi suntem de lenoși pentru a ne ajuta și pentru a aștepta cineva să ne facă ceva și dăm vina pe menopauza, pe genetic, știți, pe serviciu, pe timpul care nu ne ajunge. Sunt niște prostii goale care eu socot că este un om, nici lenos nu pot să-i spun, un om prost. Am fost și eu în categoria aceea. Dar lăsăm discuții la o parte, începem dimineața cu un pahar de apă călduț. Că ai adus tu limona sau nu ai adus, asta e problemele voastre. Călduț. După aceea, bem cantitatea cât doriți voi. Nu trebuie să luați 200 de grame, nu trebuie să luați 100 de grame. Apa călduță, chiar primul pas când am faceți, cât doriți voi. Apă simplă, vorbesc. Da? După aceea, trecem la rețeta mea, care este urmată și chiar am parte femeninii cliente care a spus că chiar și ciclul menstrual s-a regulat și durerile. Este tot în puterea noastră. 5 produse avem nevoie care sunt magice și sunt puternice, antiferite cu constante. Că au antioxidanți, că au puterea magică care distruge, sunt diferite. Dați să începem cu curcuma sau cu turmericul. Praful acesta galben, care el se vinde, știți? Și noi spunem că asta îl folosesc numai indienii. Cred că, nu știu, mai am ceva aici sau nu? Da, este. Da, voi o cunoașteți. Curcuma sau turmeric. Sau o linguriță, eu tot timpul o adaug și o fac în vasul meu. Aici. Eu mai am puțin. Mix. 5. Eu o să vă arăt acum care este produsele acestea. Și eu le pun într-un borcan. Așa, o linguriță de curcuma sau de turmeric, cum spuneți voi, da? O linguriță de căriță sau cinnamon, care facem noi la copturi, e bună pentru singe. Curcuma e bună pentru singe totuși și aceasta tot pentru singe. Circulația sanguină mai rapidă, aceasta curăță antioxidanți foarte puternic și în vitamine. Semința de bostan. Semința de bostan, eu singur când bostanul o cumpăr, o usuc. Sau mama, cu mânuțele ei de aur, mi-o strânge. Da? Sămânța naturală, care eu o găsesc și organică. Sau o linguriță, o linguriță, două lingurițe avem aici. Le punem în borcanul nostru. Apoi, o lingură de semință de bostan, tot cu coarjă. O dăm la mix, o facem făină, aceasta, da, o lingură. Apoi trecem, le amestecăm acestea, mai adaug și ardei roșu. Ardei roșu sau puțin iute. Acesta este în praf,
și o adaug aici și le amestec. Acestea, patru produse, le amestec în aici, le amestec cu lingurița și le păstrez așa. În fiecare dimineață, eu o linguriță sămânță de ien, voi sămânța de ien o cunoașteți, o linguriță de sămânță de ien, de ce în fiecare dimineață această sămânță de ien o dau la mixer, o fac făină? Pentru că dacă o dăm mai înainte, ea își pierde proprietățile și substanțele care nu funcționează. Intră cu aerul și își pierde consecințele și își pierde proprietățile vitaminoase. De aceea, în fiecare dimineață, eu o dau aceasta la blender, proaspătă. Și o amestec, o linguriță, după ce o dau, o adaug în paharul meu. Eu o linguriță de aceste patru produse și o amestec aici în apă, țin cu apă călduță, apoi o prefac așa pentru, știți, ca să fie apă fierbinte și pe urmă apă călduță adaug și beau cantitatea de nu mai mult de 100 de grame. După ce am băut aceste produse, 5 produse aici, cu apă călduță, da? 5, de ce? Pentru că eu nu ia 5-lea, cred că m-ați înțeles, 4 ele le fac înainte, nu le fac, sămânța de bostan nu are nicio consecință, o fac mai înainte, o dau, dar și le amestec și ele sunt gata amestecate. Dar sămânța de ină fiecare dimineață. După ce am băut apa aceasta, da, dimineața, tai o felie, o felie de pepene sau de castraveț, așa, cu o felie mai groasă, sau se spune cu o parte, partea, 3 sau 4 parte din peperul verde și o mănânc așa. Când beau apa. Înainte de micul dejun, aceste produse le urmez și sunt magice care eu, după ce am luat dejunul, la mine colonul se începe a curăța. Produsele de ieri se duc afară și devin nouă. Chiar dacă nu vedeți când de la bun început nu sunt suficiente rezultatele, dați leacă dozarea la o linguriță și o jumate, nu mai mult. Aveți nevoie de timp, pentru că este tare mare blocare, înseamnă că este mult. Dacă vedeți că aveți așa mare blocare pentru voi, mai este așa produs, care el este, se numește, noi zicem, gvăzdică, da? Andrusă, nu știu, dar sau e să mai spune de, nu știu dacă o le feteți, noi o folosim la roșii care le marinăm. Da? E miros așa puternic. Este foarte puternic în antioxidanți, este bun pentru ginecologie, plus asta pentru dinți, pentru mintea noastră agică, este un produs foarte bun. Înainte de a, sau după, eu mai iau și una de aceasta. Dacă voi vedeți că aveți constipație. Dacă doriți sara, înainte de a vă culca și vedeți că într-adevăr aveți probleme și se spune pentru frumusețea și exterior a pielii, noi avem nevoie de semințe de, semințe de susam, de conjut. Da? Este în albă, este conjutul și este în semânță neagră. Semisiți. Nu știu dacă ea se vede. Această sămânță voi o luați singură cu lingurița, o amestecați proporție la proporție, o lingură, un neagră și una albă și o rugumați sara. De ce sara nu se urmează dimineața? Pentru că am văzut mulți încep mai mult dimineața. Sara pentru că această sămânță este bogată în calciu, care noi avem nevoie în timp de partea menopauzei. Și calciu se elimină în organismul nostru, numai seara, se spune. De aceea această sămânță, vă rog frumos, fiți atenți această sămânță, urmați-o numai seara, înainte de a vă culca și așa cum ea este, o luați și o măcinați în gură puțin și o luați și o înghițiți cu apă călduță.
Atât pe azi, eu vă pup dulce. Pe parcurs, eu o să încep să vă dau niște exerciții pentru masarea abdomenului, știți, dar cel mai simplu, în poziție culcat, pumnii aluați și a strâns așa, piceva tare, vă culcați pe podea și luați și tot vă mișcați, în dreapta, în stânga, înainte, înapoi și pumnul să stea acolo, pentru că el încearcă să dezblocheze problemele voastre care le aveți de ani de zile. Vă mai repet încă o dată, tot este în mâinile voastre, frumusețea și tinerețea, sănătatea este în mâinile noastre. Aveți grijă de voi, vă pup dulce, o zi bună, nu uitați să puneți like și ne vedem în curând. Pa, pa!